Seara. Vă mulțumim foarte mult, ne bucurăm enorm să fim în acest loc absolut minunat. Îi mulțumim enorm lui Mihai că ne-a chemat. De când am auzit de locul ăsta, ne-am dorit să ajungem aici măcar ca spectatori. Iată că de data asta o să fim și spectatori și un pic pe scenă. De-abia așteptăm să le ascultăm pe celelalte trupe. Noi suntem Orchid din București și anume Mihnea la bas, Radu la tobe și în același timp cel care a desenat cam tot ce vedeți la noi, de la tricouri, avem niște tricouri mișto, apropo, dacă vreți să ne trageți de urechi sau de mână după concert. Și bineînțeles Alex Zglimbi al nostru la butoane acolo în spate. Eu sunt Vlad, noi suntem Orchid, după cum spuneam, din București, ne simțim super acasă aici la Brezoi, ne bucurăm că s-a oprit și ploaia și că e o vreme superbă și pentru că ne simțim acasă, următoarea piesă este pentru voi și pentru locul ăsta și se numește chiar Acasă.
Mulțumim foarte mult. Urmează o piesă de pe cel mai nou album al nostru, care se numește In the Light We Are Safe, albumul, și piesa care urmează se numește Up North și este vorba despre o călătorie undeva departe pe care o tot amâni și la un moment dat îți bași picioarele în tot și pleci. Și pentru mine așa e Groenlanda. Vreau să ajung în Groenlanda de cât sunt mic și tot timpul zic că o să mă la anul. De asta se numește Up North. Și este despre prietenii noștri care au plecat departe de țara asta ciudată și foarte mișto în același timp. Foarte mult. A fost Up North. Urmează o piesă pe care o cântăm rar. Și de ce o cântăm rar este că mie mi-e frică de ea ca dracu.
Nu mi iese niciodată, aproape niciodată, dar voi stați atât de mișto și locul ăsta de mișto încât o să încercăm de data asta. Se numește Nou Don și știu că Georgica așteaptă să o asculte. În spate acolo este omul cu care am făcut majoritatea concertelor în trupa asta și care sperăm că se întoarcă curând la noi. George.
Mulțumim foarte mult. Am scăpat de piesa asta, de acum o să stăm liniștiți. Hey! Omul care mi-a pus prima oară chitară în mână și care m-a învățat primele lucruri și după aia a fost întotdeauna un model pentru mine, e acolo, Ion Ilicevici, unchiul meu. Și Carmen, hey! E mișto că e familia, o parte din familia mea aici, pentru că următoarea piesă este despre, fix despre asta, despre bucuria de a fi părinte. Este poate singura sau, mă rog, da, e singura noastră piesă fundamental pozitivă și este despre cât de frumos e să fii tată. Acum câțiva ani un prieten al meu, care era proaspăt tătic, fata lui Mara împlinea un an, mi-a zis că o iubește atât de mult încât nu-i vine să creadă că există și... Despre asta e vorba, Little Wonder, despre părinți și copii, despre tați și minunile lor. Pentru voi.
let me take you for a ride. Not very far, just on the hill outside your door. Come on, look up, see the horizon and the sky. And let me tell you about the ocean and the sea. Oh, wait now, I have a girl. I don't have a proper dream. Give me a minute, hold on. It's getting dark now. Oh, the sun is coming up. Oh, I'm so tired, Bill. It's nearly almost hard to take. The air is clear and you could catch some ocean. And then this you could hear died away. Oh, come inside now. Oh, you get your cold. Oh, how the wind howls, baby. It might even be some wool. Următoarea piesă e scrisă acum vreo 2 ani, deci aproape n-are nicio legătură cu ce are foarte mare legătură. Se numește We All Live in a Small Town at the Border of Death. Și din nefericire așa ajuns să fie.
sunteți minunați, vă iubim. Locul ăsta este absolut perfect. Avem o singură piesă. Și o piesă care e compusă într-un loc cam ca asta, așa. La un moment dat alergam, eram mai fit, acum nu mai sunt fit, după cum vedeți. Dar alergam eu pe niște dealuri, așa, pe undeva, într-un loc aproape la fel de frumos ca asta. Și, mă rog, la un moment dat am văzut o casă și mi s-a părut că e a mea, dar nu era a mea, dar oricum am făcut o piesă despre asta, despre ce înseamnă casă pentru mine, și cu bune și cu rele. Se numește Noi contra Noi. Lasă seara să lasă seara și miroase fum, să prind tot stâlpii și m-aș opri din drum. Depărtare, văd o casă, o fi chiar a mea, încep să alerg spre ea și sper că mă așteaptă cineva.
aș face orice pentru tine oricând. Dar n-a rămas nimic din noi, suntem ruine. Se lasă noaptea în miros de scroz. Îi aud cum mă cheamă și m-aș porni la drum. Sunt încă departe de dracii mei. Vreau să știe că vin la ei acum. Un urlet să știe că-s pe drum. Mulțumim, sunteți absolut minunați. Urmează o seară absolut minunată cu niște trupe pe care noi le respectăm și admirăm maxim. Am fost la munte și mi-a plăcut Luna Amară, Monogex și Coma. De-abia aștept să le ascultăm pe toate. Sunteți absolut minunați, vă iubim. Brezoi, Brezoiul Lumii, minunați. Mulțumim mult, Mihai, mulțumim toată echipa, Tomiță, Costin, Dragoș. We love you. Ne vedem la bere.